Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșan, a emis ordinul de începerea lucrărilor pentru reabilitarea termică și modernizarea maternității Botoșani. În cadrul acestui proiect, din banii din PNRR, întreaga clădire va fi reabilitată din punct de vedere energetic. Vor fi refăcute instalațiile electrice și cele termice, vor fi schimbate geamurile și ușile, de asemenea va fi desfințată mansarda, vor fi montate panouri fotovoltaice și vor fi făcute și patru stații de reîncărcare electrică. Din cheltuielile neeligibile angajate de către Consiliul Județean, vor fi modernizate etajele 4 și 5, dar și vestiarele din zona de demisol.